Incendiul care a distrus cele 600 de standuri cu haine second hand din târgul municipal Craiova a pornit de la un sistem improvizat de încălzire folosit de comercianți. Aceasta este concluzia la care au ajuns pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolci, care subliniază că ultimul cuvânt îl va avea un expert tehnic judiciar. Din discuțiile cu personalul de la locul de muncă, de pe locul de muncă, cu administratorii celor două firme, a reușit că vânzătorii în sezonul rece foloseau uh, improvizații e, pentru a se încălzi, însemnând uh, tomberoane, uh, găleți metalice în care aprindeau deșeuri, deșeuri de hârtie, lemn, carton, iar uh, în urma acestora s-ar putea ca uh, acel mijloc, nefiind stins în totalitate, să provoace acel incendiu. La noi s-a stabilit ca fiind cauza probabilă, sursa probabilă de incendiu flacără, urmează ca un expert tehnic judiciar pentru cercetarea cauzei de incendiu să facă verificări din nou, iar dacă constată că este acea, rămâne acea cauză, iar dacă nu, pot să vină cu o altă cauză probabilă de incendiu. Pe 11 decembrie 2015 au ars 600 de standuri amplasate pe o suprafață de 4921 de metri pătrați, unde se vindeau aproximativ 60 de tone de haine și încălțăminte second-hand.